Pastilla de físico. Difesa. Pentru a caracteriza rapiditatea unei mișcări avem nevoie de o nouă mărime fizică, numită viteză. De exemplu, atleții care iau startul simultan într-o cursă vor ajunge la linia de sosire la momente diferite, depinzând de viteza pe care o are fiecare. Viteza medie a unui mobil este mărimea fizică egală cu raportul dintre distanța parcursă, notată cu D, și durata mișcării notată cu delta T. Atunci când un automobil are o viteză medie de 80 km pe oră, aceasta nu înseamnă că mașina a menținut această viteză pe toată durata mișcării. Viteza indicată de vitezometrul de la bordul mașinii în fiecare moment poate varia, iar aceasta este viteza momentană a mașinii. Viteza are pe lângă valoare numerică și orientare, adică direcție și sens. Direcția vitezei este dată de dreapta pe care se deplasează mobilul. Sensul vitezei se reprezintă printr-o săgeată. Personajul din imagine se deplasează pe direcția orizontală, sensul fiind spre dreapta. Unitatea de măsură a vitezei în Sistemul Internațional de Unități este metru pe secundă. Viteza unui automobil se exprimă în kilometri pe oră. Iată cum putem transforma această viteză în metri pe secundă. Dacă viteza automobilului este 108 km pe oră, vom transforma kilometrul în metri, deci înmulțim cu 1000, iar ora în secunde, deci împărțim cu 3600. Astfel viteza de 108 km pe oră este egală cu 30 metri pe secundă. Melcul are o viteză de 1,5 cm pe minut. Cel mai rapid atlet pe pista de 100 de metri a atins viteza de 12,5 metri pe secundă. Ghepardul poate atinge o viteză de 120 km pe oră. Viteza medie a unui mobil este mărimea fizică egală cu raportul dintre distanța parcursă și durata mișcării. Viteza are valoare numerică, direcție și sens și se exprimă în metri pe secundă. Vitezometrul măsoară viteza momentană a unui automobil.